Leonidas i-a condus spre nemurire prin moarte pe cei 300 de spartani care la Termopile au oprit invazia persană. Asiaticii încercau să cucerească Grecia cu o armată de 180.000 de soldați. Voievodul Transilvaniei a reușit să tempereze elanul de cuceritor al lui Mahomed al II-lea pe când acesta se afla la apogeu după căderea Constantinopolului. Sângerosul asediu al Belgradului a cauzat o epidemie de ciumă, căreia i-a căzut victimă și Iancu de Hunedoara. Trimis în Indiile olandeze pentru a studia boala beriberii, medicul militar Christian Eijkman a descoperit că maladia se datora lipsei unei substanțe numite de el factor antiberiberii. Ulterior, chimistul Casimir Funk a propus termenul de amina vitala, de unde a rezultat denumirea de vitamină. În acel caz era vorba despre vitamina B1 sau tiamina, iar între timp s-a aflat că de fapt nu toate vitaminele sunt amine. Filozoful, provenit dintr-o familie de boieri moldoveni, a ajuns la Paris la 16 ani și nu a mai revenit în țară. Ștefan Lupașcu a studiat fizica, avându-l ca profesor pe Louis de Broglie, fiind mai apoi atras spre filozofie. În 1944 a încercat să-și salveze prietenul, Beniamin Fundoianu, din lagările naziste. N-a reușit. Scoțianul Andrew Carnegie este considerat al doilea pământean bogat după Rockefeller, cu o avere estimată în banii de astăzi la circa 300 de miliarde de dolari. De fapt, lui i-au fost necesari doar 10% din ei, restul donându-l în scopuri caritabile. Asemănat de unii cu Caragiale, de alții cu Cehov, dramaturgul bucureștean Teodor Mazilu s-a afirmat vorbind despre prostie și ipocrizie. Proști sub clar de lună sau nebuni fățarnici există de când lumea și, vorba lui, proștii mor prostia niciodată. Există momente în istorie de care unii oameni par mai conștienți sau dimpotrivă. Studentul praghez Jan Palach și-a dat foc în centrul orașului pentru a protesta împotriva invaziei sovietice din 1968. Veta Biriș a debutat în 1967 în cadrul unui concurs intitulat Dialoguri la distanță. Consacrarea interpretei de folclor de pe Valea Târnavelor a venit odată cu apariția în emisiunea Floarea din grădină. Matematicianul Barbilian s-a apucat de scris poezii în urma unui rămășac pus cu prietenul său Tudor Vianu. Dacă metrica geometriei neeuclidiene, în care distanța generată poate fi reprezentată ca oscilație logaritmică, sună deja de neînțeles, și mai ermetice sunt de fapt versurile lui Ion Barbu, deși unii au pretenția de a le fi înțeles. A fost ultima eclipsă totală de soare vizibilă de pe teritoriul României în mileniul 2. Un spectacol ciudat care ar putea impresiona prin acuratețea calculelor făcute de astronomi. Următoarea va fi prin 2084. Domnul Zoom a hotărât să devină regizor pe la 15 ani, după ce vizionase de 12 ori la un cinematograf din Piatra Neamț comedia muzicală Volga, Volga. După mai bine de două decenii de televiziune în Spania și Italia, Valeriu Lazarov ne-a adus în România formate de succes ale unor emisiuni de televiziune. Că televiziunea română a fost o școală, eu aici am învățat să fac televiziune, am făcut Institutul de Teatru și Cinematografie, dar acolo teoria era extraordinară, practica era mai puțin extraordinară. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.